Ia să-i scriu. În primul rând, vă mulțumesc că sunteți prezenți la deschiderea târgului de carte. Este a patra ediție și ne bucurăm că am reușit împreună cu domnul primar să organizăm patru ediții consecutive la Roman. Este o activitate în care noi investim, este o activitate care costă, se organizează greu, dar cu sprijinul primăriei și a Consiliului Local, a Consiliului Județean, reușim să organizăm și astfel de activități de care comunitatea din Roman zicem noi că are nevoie. Este o comunitate care se dezvoltă, din punct de vedere economic se observă un trend clar pozitiv și atunci trebuie să venim și cu genul acesta de activități care să completeze cumva ceea ce se întâmplă în Roman în mediul economic și administrativ. Faptul că domnul primar a fost lângă noi și credem că și în continuare Primăria Roman va sprijini activitățile Camerei de Comerț, este un lucru pozitiv din care toată lumea va avea de câștigat și mai ales cetățenii din Roman. La această ediție participă 13 edituri, sunt 50 de titluri de carte care se vor lansa la Roman, 10 conferințe, va conferenția editorul senior editorul de la editura tehnică, Cristian Român, și de asemenea lansările de carte vor fi moderate de domnul profesor dr. Lucian Stroi. Cam acestea sunt datele tehnice acestui târg. Este un târg micuț, dar insistăm și ne încăpățânăm să-l ducem mai departe și să-l dezvoltăm. Pentru că avem convingerea că pe lângă activitatea economică, comunitatea din Roman are nevoie și de astfel de componente culturale, care să dezvolte cumva și din punct de vedere spiritual roman. Domnul primar, cam acestea sunt datele, vă rog. Da, vă mulțumesc. Mulțumirile de rigoare. Tare mult și așa este, orice comunitate pe lângă partea de economie pe care încearcă să o dezvolte, are nevoie și de latura culturală. Iată că de 4 ani, împreună cu Camera de Comerț, se face acest târg de carte și vreau să-i mulțumesc pe această cale domnului președinte și așa cum spunea dumnealui, niciun astfel de eveniment nu se face fără efort și fără resursă financiară și implicare din partea organizatorilor. Mă bucur că în continuare, bună ziua domnul Strac și bine ați revenit, în continuare putem să avem această oportunitate pentru iubitorii de carte din municipiul Roman și salut aici pe această cale pe toți cei prezenți, unii n-au vrut să fie aici lângă noi, au zis că o să-i vedem pe parcursul activităților și le mulțumesc pentru faptul că sunt alături de și susțin această activitate. Mă bucur că, iată, în fiecare an vedem aici lansări de carte, vedem aici conferențieri, vedem aici personalități ale culturii românești care, iată, dau greutate și atrag totodată pe cei care iubesc cartea. De aceea, datoria noastră a administrației publice locale, a mea ca și primar al municipiului Roman, este să fiu alături și să sprijin astfel de inițiative și dacă domnul președinte se întreba dacă mai departe vom avea deschidere, la sigur că vom avea deschidere și vom fi mereu alături de astfel de evenimente, mulțumindu-i încă o dată pentru implicare și dumneavoastră pentru faptul că veniți și ne promovați ceea ce încercăm să aducem, iată, romașcanilor în această perioadă. Vă mulțumesc! Dacă și mâine pe platforma de la Marsat vom participa alături de organizatorii de la Marsat la Târgul Agroexpo. Deci, uitați-vă că Romanul beneficiază în parcursul a nici două săptămâni de trei evenimente principale organizate împreună cu Camera de Comerț și credem că lucrul acesta este un lucru pozitiv pentru Roma. Și domnul Stroichi. Domnul Stroichi. Mulțumesc.
ce pot să spun? Romanului îi se face un act de dreptate, pentru că Romanul este unul dintre cele mai culturale orașe ale țării. Nu e cazul să vă spun eu, dumneavoastră, romașcanilor, ce înseamnă muzica românească fără roman. Ar fi mult mai săracă. Dacă vă uitați într-un dicționar, 80 de compozitori s-au născut la roman sau au legătură cu roman. Să mai pomenesc de festivalul Garabeti Brăileanu, care se ține la dumneavoastră, de faptul că premiile pentru critică ale Uniunii Scriitorilor se dau la roman, lucru unic, de altfel. Dar, dincolo de toate, ceea ce este extraordinar este deschiderea culturală a Roma. Deci, începând de la statui, de la librării, de la autori, gândiți-vă, iată aici, un scriitor important, doctorul Dan Gabriel Arbătescu, un alt scriitor important era Cornel Paiuș, pictor, după cum vom vedea. Aș mai completa ceea ce spunea domnul președinte. Romanul mai adaugă o manifestare foarte importantă. Sebastian Cătănoiu are exact în această perioadă o sadoveniană foarte interesantă acolo la domnia sa. Deci, iată, se întâmplă foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Și veți vedea ecoul. Eu pot să iau pulsul pentru că am asistat la toate târgurile și vă spun că publicul din Roman este cel mai cald dintre toate. Și vine nemânat din spate de nu știu cine sau ce. Îmi pare rău că în ultimul timp câteva valori ale Romanului au trecut în eternitate și mă gândesc la Alexandru Mihailă sau la Bostan sau la ăsta, dar vin din spate valori importante. Deja aveți scriitor la 20 de ani cu două cărți, deja e important. Și beneficiind de o conducere înțeleaptă care știe să dozeze și fondurile și eforturile și entuziasmele, nu se poate ca Romanul să nu reușească.